bună ziua! Astăzi dăm în folosință grupurile sanitare de la Școala Generală numărul 1 Livez, grupuri sanitare care au fost construite de Societatea Habitat România, o societate care a venit cu în sprijinul școlii noastre, o investiție care este foarte importantă pentru școala noastră și pentru copii. Grupurile sanitare de la școala numărul 1 au fost până astăzi în curtea școlii. Țin neapărat să mulțumesc celor de la Habitat, care într-un termen atât de scurt au finalizat acest proiect, un proiect de 120.000 de euro, bani care au fost aduși de dânșii. Este o sumă bună, o sumă corectă, iar grupurile care o să le vedeți în imaginile următoare sunt la nivel european. Mă bucur și mulțumesc încă o dată celor care au fost implicați. Comunitatea noastră nu a cheltuit și nici statul român nu a cheltuit niciun ban la această investiție. Avem nevoie, pentru că suntem o comunitate mică și avem nevoie de orice sprijin venit din partea celor care poate să ajute comunitatea noastră. Vă mulțumesc, mulțumesc încă o dată Habitat, mulțumesc celor care au fost implicați și o să venim cu imagini din aceste grupuri. O zi bună, vă mulțumesc! Aniversar și am vrut să ne bucurăm împreună și să-l marcăm așa cum se cuvine. Pentru noi a fost un efort deosebit, pentru mine a fost un proiect foarte lung, plin de provocări, dar un proiect care în final a trebuit să aducă căldură și bucurie în sufletul și în dezvoltarea copiilor care învață în școala asta. Am fost sfătuit să încep și a fost îndrumat să începem discuția cu o slujbă. L-avem pe Părintele Purcaru aici, o slujbă creștinească, o să rog pe Părinte să ne țină o slujbă, să spunem o rugăciune și după aia continuăm discuția. Începem cu Dumnezeu. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție. Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pretutindene și pe toate le împlinești, Visierul Bunătăților și Dătătorul de Viață, vino și te sălășluiește în noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ.
Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Că a Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta, biruință binecredincioșilor creștini asupra celui potrivnic dăruiește și cu crucea Ta păzește pe poporul Tău. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta, biruință binecredincioșilor creștini asupra celui potrivnic dăruiește și cu crucea Ta păzește pe poporul Tău. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta, biruință binecredincioșilor creștini asupra celui potrivnic dăruiește și cu crucea Ta păzește pe poporul Tău. Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, binecuvintează clădirea aceasta, școala aceasta, prin zdrobire cu aceasta apă sfințită cu harul Dumnezeu. Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Te binecuvintează și sfințește vasul bun, am rămas sfințit. Dumnezeu, Fecioară, te gând cu vederea păcatele noastre, dă mântuire tuturor celor ce-n credință primesc binecuvântarea Ta cea curată. Izvorul tămăduirilor având sfinții cei fără de arginți, da stămăduie tuturor celor ce au trebuință de la izvorul cel pururea curgător al Mântuitorului nostru, că a zis către voi, Domnul, ca cei care sunteți de aceeași dumne cu apostolii, iată, v-am dat vouă puterea asupra duhurilor celor necurate ca să le scoate, să tămăduiți toată boala și toată neputința. Pentru aceasta, după poruncelui binevestuind, în dar ați luat, în dar dați, tămăduind patimile sufletelor și ale trupurilor noastre. Stăpână, primește rugăciunea robilor Tăi și ne izbăvește pe noi de toată nevoia și necazul. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, iubește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Dumnezeu să primească rugăciunea noastră, să ne binecuvinteze și să ne dea putere ca să facem cât mai multe lucruri bune pe pământul acesta pentru copii, pentru oamenii care au nevoie de ajutorul nostru. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Mulțumim mult, Părinte! Mulțumim și pentru munca pe care o depuneți la nivelul comunitate pentru cetățenii comuniști. Dau cuvântul acum lui Roberto. Roberto, ai vrea să ne spui câteva cuvinte despre ce o însemna proiectul ăsta, poate despre finanțarea. Mulțumesc, Andrei. Doar câteva cuvinte să vă adresez. Suntem la capătul a 6 luni de muncă. Mă bucur foarte mult, mă simt foarte mulțumit că... De muncă fizică, pentru că au mai fost multe luni în față de altfel de muncă. O, Doamne, da. A fost... E un proiect foarte frumos. De altfel, noi suntem în județul Bacău de foarte mult timp, colegii de la Habitat Comunei sunt aici din 2005. Din 2005 am construit sute de case în județ, numai târziu de anul trecut am construit și un centru de urgență, sediu operațional al ambulanței din Moinești. Anul ăsta am ridicat 6 locuințe în podul lângă Moinești și acum a venit rândul acestei extensii de școală pe care o facem. Sunt doar două lucruri pe care aș vrea să vi le spun. Mie mi se pare că proiectul ăsta e un, chiar dacă nu e un proiect foarte mare, poate să fie un model de bună practică pentru multe alte administrații publice și școli din România. Și spun asta din două lucruri, din două motive. Primul motiv este că arată că parteneriatul public-privat funcționează. Avem aici trei actori principali. Avem administrația publică, care a înțeles nevoia, a fost deschisă la un astfel de proiect.
Avem actorul privat, respectiv sponsorul nostru, care n-a putut să fie astăzi, Procter & Gamble, el a venit cu finanțarea aproape integrală pentru proiect și care au o strategie educația și atunci când noi le-am spus despre acest proiect, au spus imediat da și au alocat banii. Și de asemenea avem un ONG, Habitat for Humanity, asta este, care cumva a pus cele două părți una în fața celelalte. Noi am venit cu banii de la sponsori, am găsit proiectul, am fost mai degrabă niște facilitatori care au întâlnit ceilalți doi actori la mijloc și am făcut lucrurile să se întâmple. Și cred că, de asta spuneam, că e un model de bună practică, pentru că atunci când triunghiul ăsta funcționează într-un mod organic, respectiv administrație publică, societate civilă și, de asemenea, mediul privat, se întâmplă multe lucruri frumoase și mi-ar plăcea să le văd în alte părți ale României. Al doilea motiv pentru care cred că e un model de urmat și de alții, se referă la însuși scopul proiectului. Fiecare an când începe școala, sunt acele știri la televizor. Anul acesta, atâtea școli încep în continuare cu... Nu prea se mai zice la televizor acum cu toaleta în fundul curții, se spune... Au început să fie proprii. Se spune cu toaleta neconformă, din ce am văzut în ultimii ani. Da, suntem țara din Europa cu cele mai multe toalete neconforme în școli. Din păcate, au fost și tragedii în trecut, nu insistau asupra acestui lucru. Am pierdut numărul, erau vreo 2000 acum câțiva. Știu că a scăzut foarte mult numărul, nu mai știu exact ce număr mai e. Dar și dacă ar mai fi doar una, tot e mult. Asta e realitatea. Ceea ce e cert este că astăzi e cu una mai puțin. Așa că nu pot decât să mulțumesc tuturor pentru parteneriat, mulțumesc în lipsă partenerilor noștri care au finanțat proiectul și, desigur, ultimul meu cuvânt și cel mai important cuvânt este pentru școală, pentru dascăl. Mama mea e dascăl. Pentru copii. Și pentru copii și mulțumesc frumos și pentru dascăl. Mama mea e dascăl, are grijă de tinerile generații și știu că în meseria asta, dacă nu ai multă inimă, dăruire, multă iubire față de copii, față de meserie, nu prea poți să ajungi foarte departe. Așa că eu vă doresc tuturor să inspirați noi generații și să ajungeți departe. Mulțumesc mult! Mulțumim, Roberto! Domnul primar, dacă vreți să ne spuneți câteva cuvinte. Da. Aș vrea să închei eu și, în primul rând, vreau să mulțumim că astăzi doar cuvinte de mulțumire și țin să felicit această echipă care, într-un termen foarte scurt, s-au mobilizat și copiii din satul Livez au un grup de inform, cum spunea domnul. Deci suntem în conformitate cu această investiție. O investiție care au niște costuri și de aia comunitatea noastră dădea seama că bugetul local, cum bine știți, avea o sarcină foarte, foarte grea. Mulțumim profesorul, mulțumim doamnei director pentru sprijinul care l-a acordat. S-a putut face lucrările atât de repede și de bine, pentru că fără implicarea noastră, chiar dacă societatea a Habitat toată dragostea și cu toată bunăvoința vrea să ne ajute, fără educarea noastră, cred că întâmpinam greutăți. Încă o dată, mulțumesc prezența domnului prefect, care îl avem în mijlocul nostru, nu numai pentru acest eveniment. Noi să mergem la un cămin cultural care e în fază terminală, tot în localitatea noastră, un proiect de genie această dată. Mulțumesc, doamne viceprimar, mulțumesc echipei din primărie, pentru că am avut și noi niște probleme cu acel teren și s-a rezolvat. Mulțumim, doamne inspector, că face parte din echipa noastră și astăzi este în locul nostru. Ce pot să spun? Deci, numai mulțumiri și felicitări pentru tot ceea ce ați făcut pentru noi. Mulțumim frumos! Mulțumim, domnul primar, și eu vă mulțumesc personal, pentru că printre primele contacte pe care le-am avut după ce am aflat de la Miserilor și la domnul subprefect de locație, cred că primul contact a fost între mine și dumneavoastră și acolo a început, de fapt, drumul ăla, a fost primul moment.
În prima fază când ați venit, mă gândeam așa, ce... Ce-i cu ăștia? Ce vor ăștia? Da, ăsta a fost din parcul, m-am văzurat pe domnul. Am pare. Și de bine să te rogi cu investiții de asta, dar hai să încercăm totuși, să vedem ce spune. Ne-a povestit acest proiect cu așa convicție, adică ne-a convins pe loc. Și tot am mai stat un pic, ne-au dat impulsul, să știți că am trecut o perioadă foarte grea, iar echipa este, s-a aflat și doamna... A fost Cristina și după aia a fost anumărea noastră, dar aici cred că e momentul în afară de mulțumiri să ne cerem și scuze, pentru că știu că am de insistență am fost la un moment dat. Adică îmi amintesc de doamna Costea și mai era încă o doamnă, îmi amintesc eu, de câte ori am venit eu și că am pus să lucra și am câte presiune puneam și vă rugam și spuneam, dar după aia îmi amintesc de domnul subprefect câte telefoane primea de la noi pe zi, în așa fel încât să ne facilitez întâlnirile de la nivelul județean, așa fel încât să trecem peste impasurile astea mici pe care apar în dezvoltarea de proiecte. Roberto permanent, când este un proiect nou, începem cu zona de autorizație de construire, fără aia nu se începe. Bun. Estimăm niște timp pentru autorizația de construire și Roberto Stoică și ne spune ori 3, ori 10, ori 5, ori 2. Nu, Roberto, știi, am vorbit, e tot un pic perfect. Ori 3. Ceea ce e, da. Adică sunt o mulțime de mici impasuri, mici bariere de trecut, necomportanțe, neconformități peste care trebuie să trecem. Asta, de fapt, v-am zis în evidență. Parcursul proiectului, nu de acum 6 luni, de acum un an și ceva, de fapt, de când s-a născut ideea, de când am identificat locația și de când ei au început, Biroul Național a început adunarea de resurse, pentru că vă spuneam în prealabil că resursele au fost, am început cu o sumă și am dublat-o, sau am depășit-o mai mult decât dublu, ținând cont de toate schimbările astea de pe piața, construcția și de tot. Pot vorbi 2 săptămâni, mereu spun asta, despre experiența mea și despre povestea grupului ăsta sanitar, dar e un moment festiv și aș vrea să dau cuvântul doamnei director, dacă vrea să ne spună câteva cuvinte. Da, am auzit la domnul Vătrășcă de anul 2004, cred că e un an așa, cu din plin. Am venit aici la școală, din Bacău, Bătoan, fiind, și era o toaletă veche, nu vorbim despre cea care este lângă clădirea dumneavoastră, ci o toaletă foarte veche. În câțiva ani s-a construit o toaletă mai mare și mai încăpătoare și pentru băieți și pentru fete, și toți colegii spuneau că își doresc o toaletă în școală. De pentru că vă mulțumim că am reușit să avem pentru copii, pentru a nu mai ieși în fric, pentru comoditatea lor, în primul rând, că noi, știți, suntem adulți și altfel ne descurcăm. Am umblat, am reușit. Dacă să dăm prin Bacoș, mai duneați mai atâtul lor când aveam următoarea întâlnire. Totul este spre bine atunci când, într-adevăr, e conlucrare între privat, stat și totul este bine. Vă mulțumim din suflet. Mulțumim. Dacă mai e de adăugat un cuvânt, domnul subprefect, doamna inspector? Doar dacă nu am să... Mai avem și noi un moment și după aia, da? Pentru că este ceva în evidență ce ați făcut astăzi sau decurs sau un an și ceva, că putem constata că, așa, URR de spun altceva, că proiectul național României Educată produce efecte și la nivel de statul românesc. Noi vedem astăzi că sunt mari proiecte educaționale, frumoase, care dau foarte bine pe sticlă, se întâmplă la școlile mari, din oraș, zone aglomerate, urbane. Dacă în un proiect mic, așa cum este cel de astăzi, unde rezultatul este conlucrarea, cum a spus și domnul director general, a mediului privat, a societății civile și a administrației locale, pe ansamblu, cu administrația centrală, cu tot sprijinul care a venit de unde a venit, este exemplu cel mai bun că și copilul de la sat trebuie să fie respectat și să trăiască într-o școală sau să învețe într-o școală civilizată. Iar o toaletă, nu știu dacă este civilizată, dar este atât de necesar pentru sănătate, într-un rând,
când crești, noi am crescut și am trecut prin școli, majoritatea dintre noi, poate la oraș. Și am avut WC-ul la sunt copilași care vor crește și vor aduce aminte, cei care astăzi sunt în școală, că au trecut câțiva pași în afara școlii la o toaletă, dar între timp s-a produs o schimbare pozitivă. Poate la sfârșit de clasă, clasa 4-a, clasa 8-a, nu știu exact. Aici avem 5-8. 5-8, atât. Ei, cei de clasa 8-a spun, în sfârșit, la finalul clasei 8-a, am putut să mă duc și eu într-o toaletă încălzită, dar trebuie să ies din școală, am niște condiții. Ei, este un real succes ceea ce s-a întâmplat astăzi la Livres. Domnul primar a fost deschis din primul moment. Bine, noi am lucrat în echipă cu doamna inspector general în ideea de a identifica școli și, bineînțeles, și primar care să fie deschis la un asemenea proiect, pentru că sunt diferite impedimente și locale, nu numai centrale. Iar faptul că ați reușit să duceți la bun sfârșit proiectul cu aceste probleme financiare de pe piața materialului de construcții este un lucru de lăudat. Și cred că și viitoare proiecte pe care le veți implementa, numai în vedere de școli, case și ce faceți de atâta timp, vor fi pe viitor o problemă. Da. Cred că le veți rezolva, dar e o problemă. Este o provocare. Eu felicit întreaga echipă, pe domnul primar, pe doamna inspector general, că dânsa împreună cu, la momentul acela, cu doamna inspector general Ida, au identificat această școală ca fiind mai apropiată de cerințe, pentru că este și un număr mare de elevi aici. Și și la drum european, adică sunt chestiuni care, una peste alta, au dat rezultat. Vă felicit pe toți, domnule director, mulțumim încă o dată pentru ceea ce faceți în județul Bacău, pentru că, în caz de față, reprezint județul Bacău și sper să mai vedem astfel de proiecte și la alte școli. Și noi mulțumim, da. Suntem parteneri în toată povestea asta frumoasă. Da. Da. Eu cred că orice lucrare de modernizare a comunității de învățământ este un pas înainte, orice copil are dreptul la educație, iar, scuza, nu sunt chiar al meu, dar nu mă rog să facă doar să-l ignorați. Faptul că școala este în centrul atenției și că comunitatea locală și cea privată își îndreaptă ochii către ea este un pas înainte. Cu toții contribuim la dezvoltarea viitorului acestei țări, prin felul în care noi creștem de mici copii și îi educăm în școală. De aceea vă felicit, pentru că este o localitate în care triada, școală, comunitate, familie, biserică funcționează. Și apreciez foarte mult pe cei de la Habitat for Humanity pentru deschiderea lor, pentru abilitatea de a atrage fonduri și pentru voluntariatul care fac necondiționat și, să spunem, deschis, fără discriminare pentru toți cetățenii în nevoie. Felicitări domnului primar, pentru că o școală este oglinda, să spunem, comunității. Fără a investi într-o școală, putem să spunem că nu avem viitor. Așa că de aici ne creștem, să spunem. Școala este pepiniera comunității locale. Mulțumesc, da, mulțumesc. Fac trecerea așa. Nu mă pricep, dar încerc să improvizez. Fac trecerea către un alt moment la care noi ținem mult. Simbolic, lumânarea. Asta facem în mod curent atunci când oferim o casă unei familii, după ce finalizăm procesul de construcție. De aceea rog pe Roberto, dacă vrea să mâneze în mod simbolic, cheia doamnei director. Da, mulțumim. E o cheie așa, bă, e simbolică. Să continuați să inspirați. Mulțumim, Iisus. Am venit acolo deja, nu plec cu ei. Da. Mulțumim, mă. Da. Bun, încă o chestie mai spun eu, făcând referire la ce spunea domnul subprefect, într-adevăr, după 18 ani de lucru în cadrul acestei organizații, pot să spun cu voce tare că cele mai de succes proiecte sunt proiectele în care comunitatea răspunde pozitiv și se implică în proiectele pe care noi le propunem. Au fost nenumărate proiecte în care au fost sortite eșecului doar pentru că nu aveam sprijin. Și de aceea mulțumim mult comunitatea și la nivel local, zonal, regional. Mulțumim. Acum, doamna vice, cred că mai aveți dumneavoastră un moment. E foarte scurt, e un moment de apreciere și de mulțumire față de toți cei care s-au implicat. Aș vrea să încep pentru mine cu un foarte, foarte important în această
discuție, care din păcate astăzi nu este aici, este ziua ei, la felicitări, Ana, la mulți ani. Pentru mine e omul Ana Boienaru, nu e doar Ana Boienaru. A fost un exemplu de perseverență și așa de incisivitate în orice s-a antrenat. Hai să facem, hai, dacă voi nu vreți, vreau eu. Dacă... pentru mine a fost un exemplu. Am să-i dau doamnei Cristina. Vă rog să-i facem de dumneavoastră. În partea noastră. Da, știți cum proiectul ăsta a avut ca în istoria omenirii. Before and after. Before Christ and after Christ. Before Christ a fost Cristina, after Christ a fost... Și pentru Cristina, am fost am o să zic, poate repuneți în biroul de Felipe și sunteți de acum, pentru mine, oamenii care am amat cu cei care au muncit fizic și care au stat, din punctul meu de vedere, trebuia să dați mie din numele, nu lor, că eu am fost ăla care am muncit. Nu sunt aleatorii, domnul ăla inspector, să dați Dumnezeu să participați în fiecare săptămână la un eveniment de felul ăsta. Vă mulțumesc și sunt bucuroasă să știți că am venit astăzi la Lives și să vă cunosc și să mă întâlnesc cu comunitatea din această localitate, pentru că până acum era doar o școală în județul Bacău. Vă mulțumim tare mult. Domnule, nu sunt pretec în acțiune. Mulțumesc că am să iau și numele colegii mele, care am întotdeauna la prefect al județului, doamna ministru, secretar de stat, Dudurița Rundu. Da, de fapt. Și domnule, ai avut partea ei de vină în proiectul ăsta, adică n-a scăpat nesunată, deci am mâncat o zi din viață, noi, sigur. Cu deosebită considerație, domnule Robert Pătrașcoi. Să vă țină puterea și să vă țină emoția asta pe care o aveți vis-a-vis de copii și toată verba asta să vă însățească mereu. Mulțumesc mult! Domnul Andrei Crivă, m-ați impresionat în energia dumneavoastră. Și doamna director, felicitări și să vă Dumnezeu să vă facă și la celălalt de școală, dacă nu puteți de ceva. Era vorba de un proiect la Brăjaia, doamna Poenaru a aplicat, vedem dacă... Asta a spus anul scurt altă idee. E perfect. Eu aș fi vrut să mai mulțumesc, de fapt, celor care fizic și-au petrecut zile din viața aici, au fost mulți pe parcursul anului. Recunosc că aici am o parte din vină pentru că n-am dimensionat corect necesarul de forță, de muncă și de materiale pentru proiectul ăsta. A fost într-un final un proiect mult mai mare decât ne așteptam noi. Mulțumesc că echipei de la Comănești și echipei de la Habitat România pentru efortul pe care l-a depus. Îi mulțumesc în mod special de pe el în ciripeală să se consemneze în locul nostru, pentru că ea a pus tare umărul la proiectul ăsta. Ce să zic? Cam atât din zona de festiv. Cred că putem să bem un pahar de apă și de suc. Cred că putem merge, dacă vreți să vedeți încăperile cum arată, cred că majoritatea le-a văzut. Le-au și folosit, poate. Nu, până astăzi nu. N-am cheie. Da.